Doamne, fă să nu ne temem niciodată de acei care pot ucide trupul cu puterea rea din ei, dar nu mai pot după aceea să ne facă niciun rău, ci noi, Doamne, să ne temem numai de cuvântul Tău, numai de cuvântul Tău. Să ne temem doar de-a Tale sfinte și cerești porunci, căci Tu poți și în focul veșnic sufletul să ne-l arunci. Doamne, temerea de Tine să ne facă trezi să fim și cu trupul și cu duhul, de păcat să ne ferim, de păcat să ne ferim. Și apoi să nu ne mai temem, căci Tu în toate ne ajuți. Cum grijești cinci vrăbioare ce se vând cu doi bănuți și nici una nu-i uitată înaintea Ta nici când? Cum atunci să fim noi oare mult mai mare preț având, mult mai mare preț având? Doamne, fă-ne să nu ținem la viață cu orice preț, ci veghind să nu ne pierdem prețul veșnicei vieți. Aibă omul lumea întreagă, moare în curând sărac, numai cei ce-L au pe Domnul, fericiți vor fi în veac, fericiți vor fi în veac. Amin. Doamne, ia aminte. Doamne, ia aminte cât tot strică ura și a ei slujbi viclene cât mai sunt de multe. Ori deschide-i mintea, ori închide-i gura, Duhului ce-ntruna nu mai vrea să ascultă. Doamne, iată Duhul nerecunoștinții, cum urzește planuri plini de viclenie, cum răstălmăcește tot ce au spus părinții, ca să-L creadă orbii că-ți slujește ție. Doamne, vin odată, apără-ți lucrarea, fă-i dreptate în contra celui ce-o dezbină. Ori dă-i pocăință, ori ia-i îndurarea, dar ajung odată dulce-n venit. Doamne, dă-i izbândă Duhului iubirii împotriva celui care îl tot alungă. Ori îi scoate afară, ori îi dă înfrățirii, dar ajungă, Doamne, cât a fost, ajungă. Iar la judecata Ta cea înfricoșată, răsplătește-i, Doamne, celui ce-i devină. Vrajba răspândită, pacea împiedecată, fă-le, Doamne, toate peste el să vină. Amin. Doamne, în ce har! Doamne, în ce har ne învălui viața uneori, când în inimile noastre Tu întreg cobori, când cântarea și cuvântul dulce se împletesc, atunci fața, ochii, gândul, totul mi-e ceresc. Ține-ne mereu, Sfinte Dumnezeu, stările de har unde nu-i hotar. Doamne, cum e rugăciunea din al tainei loc, când în suflete-i cu tremur și în cuvinte-i foc, și când sfânta adunare toate-i pe tabor, când Hristos străluce soare dulce tuturor. Doamne, fă-ne în stări de acestea neîncetat să fim, în cântare și în iubire toți să ne împletim, într-o astfel de adunare să pornim în sus, la anunții sărbătoare, Tu și noi, Iisus. Amin. Doamne, inima mea toată, Doamne, inima mea toată Ție ți-o predau, fă să nu pot niciodată înapoi să o iau. Îți predau a ei simțire cu tot focul ei, toată dulcea ei iubire, numai Tu să o iei. Pune-o în slujba Ta, Doamne, viața mea, sunt al Tău cu tot ce am eu, Dumnezeul meu. Îți predau a mea ființă cu tot ce am cuprins, pune-n ea a Ta credință ca un jar aprins. Pune în mine a Ta lumină cât un soare întreg, căci de calea Ta divină viața mea mi-o leg.
Fă-mă să-ți predau mai dulce rodul vieții tot, împletit pe după cruce, cât mai strâns mi-l pot. Azi sub crucea ta se așează, Doamne, viața mea, fă mai sfântă să se vază fața ta pe ea. Doamne, inimii ajută-mi! Doamne, inimii ajută-mi, oricât mi-ar străpunge o cuie, crucea slujbei tale sfinte până lângă ta s-o sui. Doamne, ochilor ajută-mi, oricât m-ar slăbi, să-mi țină până ce slujba lor frumoasă și-o vor fi sfârșit de plin. Doamne, mâinilor ajută-mi, oricât tremură slăbite, până la capăt să-și înalțe darul slujbei împlinit. Doamne, dragostei ajută-mi, cât de greu mi-ar fi încercată, legământul ei cel dulce să nu-și calce niciodată. Doamne, vieții mele ajută-mi să-și sfârșească credincioasă datoria ei de plină și atunci să o iai acasă. Doamne, fă-mi-le să-mi țină până la datoria toată, iar atunci, la odină, ia-le toate, dintr-o dată. Amin.